Miercuri dimineața au fost instalate puncte de control în trafic pe DN12 în localitățile Tașca și Tarcău, încă de la ora 5. Simt că în carantină este stați de răsământul și o prezintele, da? Ești la obol la Tarcău. Da, am trebuit să vă fac o adeverință semnată și tantulată, da? Am înțeles. Bun, feriți ori mai bine. Vă rog să-mi comunicați unde vă deplasați și cu ce scop. La Roman. La Roman, sunteți doar în tranzit? Da. Comuna Tașca, în care tocmai ați intrat, și următoarea comuna Tarcău sunt carantinate, da? Așa că vă rog să nu vă opriți pe teritoriul lor, da? O zi bună, la revedere! Uite, de unde mi-am îndreptat? Pe serviciu, la extrafiș, Piatra Neamț. De unde sunteți? Ducator de Neamț. Ducator de Neamț, toată lumea? Colega e de la Straza. De la Straza? Da. Mergi la serviciu, da? Da, da. Cu adeverință sau cu legitimație, astăzi, da? Astăzi nu avem, dar n-am știut. Ce rămas? Da. Accesul în localitățile Tașca și Tarcău se va face doar în baza actului de identitate, prin care se va dovedi că persoana este rezidentă acolo sau că lucrează în zona respectivă. Tranzitarea și transportul de mărfuri se pot face în zona carantinată cu respectarea măsurilor de siguranță. Carantinarea este pentru o perioadă de 14 zile, timp în care cursurile elevilor se vor ține exclusiv online, restaurantele care servesc la interior vor fi închise, iar organizarea de evenimente de orice fel, care implică mulți participanți, vor fi interzise sub orice formă, indiferent dacă se desfășoară la interior sau la exterior. De asemenea, activitatea turistică în zonă este întreruptă. Slujbele religioase vor fi ținute doar la exterior și vor putea participa cel mult 20 de persoane. Purtarea măștii este obligatorie pentru toate persoanele mai mari de 5 ani, indiferent dacă este vorba de spații închise sau pe stradă. Cred că trebuia luat o măsură ca să nu se mai extindă virusul în continuare. Acum depinde cum fiecare înțelege situația în care suntem, mai ales cu spitalele, că nu mai sunt locuri, nu sunt specialiști. Bă, ceva corect. După ce am trecut de 3% la mii de locuitori, este o măsură preventivă. Comuna Tașca a avut restricții până miercuri în ceea ce privește obligativitatea purtării măștii și pe stradă, restrângerea activității unităților de alimentație publică, iar elevii au învățat numai online. Numărul de cazuri raportate la mii de locuitori a crescut și de aceea s-a impus luarea unor măsuri mai restrictive pentru populație, în scopul limitării răspândirii noului coronavirus. Ceea ce trebuie să mă preocupe în prima parte a celor 14 zile este să informez oamenii, să realizeze că este o măsură de protecție, în primul rând, pentru dumnealor, să-i responsabilizez și, totodată, să am grijă să înțeleagă că acest cuvânt carantină nu este atât de grav așa cum au avut impact ca și informație. Oamenii sunt deocamdată în panică, dar eu știu că locuitorii comune sunt oameni pașnici, liniștiți, cu credință în Dumnezeu și vor înțelege că această perioadă și aceste măsuri sunt înspre binele și spre sănătatea tuturor. În câteva zile și alte localități ar putea intra în carantină dacă Direcția de Sănătate Publică Neamț și Consiliul Județean pentru Situații de Urgență vor considera oportune astfel de măsuri. În comuna Tarcău, primarul ales este izolat la domiciliu, la fel ca și o parte dintre consilierii locali.